Fraților, majoritatea străinilor ne cunosc după celebra carte scrisă de Bram Stoker, ce are la bază și mai vechea poveste a lui Vlad Țepeș. Dacă există străini cărora le teamă să ne viziteze pentru că am fi vampiri, ce nu pare nimeni să știe e faptul că povestea lui Dracula e mult mai complexă și controversată decât a apărut în mass media. Uite 5 lucruri pe care cel mai probabil nu le știai nici tu despre vampirul nostru din Transilvania. Prima oară era femeie. Nu vreau să spun că Dracula ar fi transexual sau că după ce și-a dat seama că gura unei femei e mai puțin rezistentă la usturoi decât a unui bărbat, s-a decis pur și simplu că nu mai are țâțe și vagini. Ce vreau să spun cu asta e faptul că Elisabeta Bathory e de fapt primul vampir din istoria Transilvaniei. Iar ea a primit acest titlu după ce s-a scăldat în sângele a 600 de virgine. Deși să găsești 600 de fete virgine pare un lucru aproape imposibil în zilele noastre, dar rămite să le mai și omori doar pentru că ai un fetiș, e evident că Elisabeta l-a întrecut cu mult pe Vlad Țepeș, care lăsa sângele cadavrelor să se scurgă fără folos, #câtă risipă. Elisabeta era considerată varianta feminină a contelui Dracula și era obsedată de mitul frumuseții eterne pe care dorea să-l obțină cu ajutorul sângelui virginelor, a.k.a. elixirul scârbos al tinereții veșnice. Potrivit mărturiilor, multe dintre victimele contesei erau fete adolescente ale țăranilor locali, cărora le promitea o ofertă de muncă bine plătită. După aceea, lua la rând fetele din mica nobilime trimise de părinților pentru a învăța eticheta curții. În caz că vreți să știți ce s-a întâmplat cu această femeie bogată și însetată de sânge, familia ei a închis-o pe viață într-un turn îngust, fără ferestre, unde avea doar câteva găuri pentru a-i asigura mâncarea și aerul necesar supraviețuirii. Pe data de 24 august 1614, Elisabeta a fost găsită moartă de către un paznic. 2. Îi plăcea BDSM-ul. Hai că asta nu e chiar atât de greu de închipuit. Cu toții am auzit de țepele pe care Vlad le dădea cu plăcere săsoaicelor și nu numai. Se spune că Țepeș a moștenit apucăturile sale sexuale de la Mircea cel Bătrân, după care a adăugat acest element horror pentru a face lucrurile mai interesante. Specialiștii cred însă că această plăcere bolnavă a voievodului, care se asemăna cu violul, este de fapt o urmare a abuzurilor sexuale suferite de acesta în copilărie. Se presupune că Vlad Țepeș ar fi fost violat chiar de fiul sultanului, iar trasul în țeapă ar fi fost o pedeapsă sugestivă aplicată otomanilor. Lucrurile devin și mai serioase atunci când este amintit și fratele lui Dracula, Radu cel Frumos, care în loc să-și dorească să se răzbune pe abuzul din partea otomanilor din copilărie, ar fi manifestat tendințe homosexuale, devenind un amant al sultanului. 3. Era de fapt un romantic incurabil. Da, știu că sună contradictoriu cu punctul anterior, dar în viața lui Vlad Țepeș au existat și femei pe care le-a tras în țeapă, nu doar în țepe, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Una dintre aceste femei a fost chiar o brașoveancă pe nume Catarina Zigel și i-a creat acestuia, citez, o dependență psihoafectivă exacerbată. Adică era atât de îndrăgostit de ea, încât izvorau multe acte de cruzime din cauza geloziei pe care i-o provoca femeia. Pe de altă parte, istoricii spun că această relație ar fi putut fi doar o strategie de marketing pentru promovarea Brașovului, că era foarte improbabil ca Țepeș să aibă o relație tocmai cu o femeie din această regiune, care era mediul cel mai ostil pentru voievod. Cu toate acestea, strategie de marketing sau nu, Țepeș își exprima iubirea și încerca să nu o piardă pe Catarina, făcându-i câte un copil de fiecare dată când se vedeau. În total, cei doi au avut împreună 5 copii, la care s-au adăugat restul progeniturilor voievodului din alte relații și căsătoriile anterioare. Ca orice poveste de dragoste adevărată, sfârșitul relației lor a fost unul tragic. Vlad Țepeș a fost închis la Buda, iar Matei Corvin i-a condiționat eliberarea prin luarea în căsătorie a mătușei sale, Elisabeta Corvin. Toate ca toate, dar ce bărbat ar alege să rămână în închisoare mai degrabă decât să fie închis, căsătorit cu iubirea vieții lui. 4. Nu e chiar așa de diferit față de Dracula din film. Că personajul Dracula al lui Bram Stoker e bazat pe Vlad Țepeș al nostru nu e un fapt necunoscut, însă cât de asemănători sunt cei doi. În primul rând, un manuscris din secolul XV stă ca mărturie pentru apucăturile ciudate ale voievodului în timpul mesei, atunci când avea musafiri. Ultimul fel de mâncare servită acestora era un castron cu sângele extras de la cei pe care îi trăgea în țeapă, în care erau înmuiate bucăți de pâine. Fie că era un apropo religios dubios sau o amenințare subtilă la adresa invitaților săi, se pare că atât lui Dracula cel adevărat, cât și celui fictiv, îi plăcea să consume ocazional sânge uman. E interesant felul în care o țepușă ascuțită în inimă era arma care putea ucide un vampir adevărat, pe când în cazul voievodului, aceasta era fix arma pe care el o folosea pentru a-i pedepsi pe nelegiuiți. Totuși, puțini oameni știu că și acesta și-a găsit sfârșitul într-un mod asemănător. După ce voievodul a fost decapitat, capul lui Vlad Țepeș a fost dus la Constantinopol, unde sultanul l-a așezat într-o țeapă ca un trofeu. Am putea spune că astfel karma s-a întors împotriva sa, deși tehnica pe care a folosit-o în timpul vieții ca pedeapsă era puțin mai complexă de atât. Țeapa se ungea cu seu și era introdusă prin fund, însă într-o manieră lentă pentru a nu provoca moartea imediată. Țeapa nu trebuia să străpungă ficatul sau inima, ci să iasă prin gât, pe lângă cap, iar omul rămânea expus până când deceda, iar corbii îi mâncau ochii. 5. Încă trăiește printre noi? Deși domnia sa a adus un program coerent de dezvoltare economică în țara românească, cât și multă vărsare de sânge, între 40.000 și 100.000 de europeni, ce s-a întâmplat cu rămășițele lui rămâne o informație incertă, construită mai mult pe diverse teorii și ficțiuni jurnalistice. Mii de turiști vin anual la Castelul Bran în speranța de a da peste fantoma celebrului voievod, însă istoricii spun că Vlad Țepeș n-ar fi locuit niciodată la Bran, de fapt, iar locul său de naștere ar putea fi Sighișoara sau Târgoviște. Legenda spune că în urma decapitării executată la comanda lui Mehmed al II-lea, trupul lui Țepeș a fost înmormântat la biserica mănăstirii Snagov, însă cercetările arheologice au arătat că singurele oseminte aflate aici aparțineau unor cai. O altă teorie spune că în timpul ocupării Bucureștiului de trupele naziste, un general german ar fi ordonat de urgență scoaterea din țara unor lăzi sustrase din mănăstirea Snagov. Se spune că Führerul nazist era la rândul său foarte interesat de personalitatea lui Țepeș. Cea mai înfricoșătoare poveste despre moartea lui Vlad Țepeș este legată de Balta Vrăjitoarelor, care se află în mijlocul pădurii Bolducrețeasca, în apropiere de București. Se spune că aici ar fi fost ucis și decapitat voievodul după ce a fost trădat de boieri. Balta e foarte cunoscută datorită vrăjitoarelor care se adună aici în fiecare an de Sfântul Gheorghe, de Sânziene și de Sfântul Andrei, nopți în care, conform superstițiilor, se deschid porțile spre alte tărâmuri. Animalele refuză să bea apă de aici, iar de-a lungul timpului au fost observate fenomene stranii, precum fulgere globulare sau furtuni iscate din senin. Încă un lucru ciudat despre această baltă e faptul că nu se schimbă niciodată, nu seacă, nu se extinde, indiferent dacă plouă mult sau e secedă. Dacă aveați nevoie de o nouă destinație pentru acest Halloween, mergeți pe riscul vostru și vizitați Balta Vrăjitoarelor. În concluzie, întreaga poveste despre viața și moartea lui Vlad Țepeș rămâne acoperită de mister, însă fascinația oamenilor pentru fenomenele paranormale a creat din Dracula un adevărat personaj care ne reprezintă țara. Atât turistic, cât și ca reprezentare în media, Bram Stoker și istoricii curioși au oferit României imaginea unui loc magic și ocult totodată. Chiar dacă uneori poate părea mai supărător faptul că cel mai interesant lucru pe care îl știu străinii despre noi are la bază un mit legat de vampirism, totuși rămânem singura țară a cărui desert preferat este coliva. Hashtag ne plac morții. Acestea fiind spuse, informațiile prezentate aici au fost extrase de Cristina Boncea din cartea Întoarcerea lui Dracula, vârcolaci, strigoi și alți monștri atestați în România, din colecția Istorii Secrete, volumul 19, prezentată de Dan Silviu Boierescu. Înainte să închei, dacă sunteți prin București săptămâna viitoare, dați o fugă pe la Black Sea Arts Festival. Durează 4 zile de pe 11 pe 14 octombrie și e cu expoziții de pictură, filme, teatru experimental, căsuțe în miniatură și ateliere de caligrafie și animație. E și un workshop de performance art la care mai sunt câteva locuri dacă vreți să vă înscrieți, am pus linkuri în descriere. Întrebarea acestui videoclip este: care vi se pare cel mai interesant lucru despre Dracula, atât ca simbol, cât și în imaginea voievodului Vlad Țepeș? Lăsați răspunsul în rubrica de comentarii, nu uitați să vă abonați, să intrați pe ZAIASHOP.ro să vă trageți un tricou cu Eminescu, cine știe, poate facem și unul cu Dracula în viitor, și să dați clipul ăsta mai departe pe Facebook. Să se audă Zaiafet peste tot pe internet!